Coaliția de guvernare nu a luat încă o decizie privind comasarea alegerilor. PSD și PNL au prezentat variantele de lucru, dar nu s-au înțeles, iar o nouă discuție urmează să aibă loc luni. Toate alegerile deodată în 2024, 2028, 2029, să le facem acum, să știm o treabă, 10 ani să nu-i mai deranjeze nimeni. Pentru că asta vor să facă prin comasarea neconstituțională. Asta a propus George Simion ca soluție pentru alegerile din România. Mai în glumă, mai în serios, comasarea dorită mai mult de liberal decât de PSD se dovedește a fi o ecuație complicată. Drept dovadă, liderii coaliției aflate la guvernare nu s-au înțeles deloc asupra condițiilor de fond. Liderii PSD și PNL ar urma să aibă o nouă întâlnire luni în care să analizeze variantele de comasare a alegerilor pentru acest an. În cadrul întâlnirii de joi s-au discutat doar scenariile posibile, fără să se ia o decizie. Variantele lansate în spațiul public sunt comasarea alegerilor parlamentare cu locale pe data de 9 iunie, dar și varianta unei comasări a alegerilor parlamentare cu primul tur al alegerilor prezidențiale în luna decembrie. Cei mai avantajați par să fie din această comasare liberalii, cei care la ora actuală au fost depășiți în sondaje de aur. Ei speră că dacă vor chema românii la vot pentru locale și europarlamentare în aceeași zi, vor fi ajutați de primarii și șefii de consilii județene care ar mobiliza oamenii la vot.